Aș vrea să încep prin a spune că ce s-a întâmplat la Varșovia, ce se întâmplă astăzi la Madrid, sunt evenimente de o importanță cu totul deosebită. Suntem practic singura instituție, să ne numim instituție, care ne putem opune unit împotriva imensei rețele care domină Uniunea Europeană în mod quasi total. Dragi prieteni, realitatea este foarte simplă. Statele noastre sunt îngenunchiate. Sunt state care nici nu mai există măcar, decât doar cu numele. România este unul dintre aceste state. Ce s-a întâmplat în România în urmă cu 3, 4, 5 ani, se întâmplă acum cu alte state care au venit la rând, vin la rând. În România au fost aplicate pentru prima dată tehnicile de distrugere instituțională a statului și de preluare a puterii de către grupurile nelegitime care sunt instalate astăzi la Bruxelles. Vă dau un singur exemplu. Asta s-a întâmplat sub ochii noștri, nu acum 40 de ani, nu acum 50 de ani. În 2018 au fost date publicității protocoale secrete semnate între Serviciul Român de Informații, Serviciul Secret al Statului și toate instituțiile statului, inclusiv procurori, judecători, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, toate instituțiile statului care urmau să asigure mecanismele democratice, erau controlate prin protocoale secrete semnate la nivelul președintelui României Traian Băsescu în 2005, în mod secret. Au fost băgați la pușcărie mii de oameni politici din partidele de opoziție, miniștri, președinți de partid, președinți de consilii județene, primari, consilieri locali, oameni de afaceri români care deranjau capitalul străin. Lucrurile astea s-au întâmplat și sunt acum probate. Mii de dosare ajunse în instanță cu probe false. Au fost devoalate aceste chestiuni și foarte multe dintre procese au fost câștigate în căile de atac. Persoane care au stat 2, 3, 4 ani în pușcărie, fiind puse în libertate, constatându-se că nu au făcut nicio infracțiune. Haideți să nu ajungeți și dumneavoastră în situația României. România este poate singura țară din Uniunea Europeană care are la Bruxelles europarlamentari care votează împotriva României. Europarlamentari care cer pedepsirea României. De ce suntem aici prezenți? Pentru că avem doi prim-ministri. Dacă la această întâlnire, dacă aceste summituri, Varșovia, Madridul, n-ar fi fost reprezentantul primului ministru al Poloniei, primul ministru al Ungariei, aceste summituri ar fi fost niște cenacluri. Vorbeam poezie. Principii, discuții, promisiuni, scriem cărți. Da, e foarte bine, sunt foarte multe cărți scrise și adevărurile despre care vorbesc sunt în cărți. Nu au niciun fel de importanță pentru că puterea se exercită de la Bruxelles cu o violență uriașă împotriva oricărei legi și oricărei idei de democrație. Noi vorbim, vrem democrație, că nu e cu democrația. Nu, lucrurile astea sunt de mult fumate. Nu mai există. Este un limbaj pe care noi îl folosim, care este absolut inutil. Eu cred că trebuie să ieșim la bătaie. Discursurile sunt foarte bune, principiile le-am spus, se cunosc, avem toate justificările, dar trebuie să ieșim la bătaie. Cum sprijinind pe cei doi prim-ministri, care sigur sunt și în Consiliul European, în instituțiile europene și pot deschide proceduri, să realizeze câteva lucruri punctuale, dacă este să ne batem. În urmă cu câteva săptămâni, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o decizie împotriva României, în care spune că judecătorii din România pot să ignore Constituția României. Este o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
această decizie a Curții de Justiție Europene se va aplica și se aplică odată pronunțată tuturor statelor. Oameni buni, o să aveți și aveți deja judecători care nu trebuie să mai țină seama de Constituțiile naționale și, prin urmare, de legislația internă. Statele noastre nu mai există atunci. Ce este de făcut? Trebuie să găsim soluții disperate. Cine sunt acei judecători? Domnule Orban, domnule Marovieschi, cine sunt acei judecători care pronunță așa ceva? Ei sunt, de fapt, niște agenți guvernamentali. Ei sunt trimiși acolo de statele membre. Cum este posibil ca acei judecători, care de fapt nu sunt judecători, ci sunt niște agenți guvernamentali, pentru că ei nu corespund condițiilor de imparțialitate cerute de legile naționale și de CEDU ca să fie judecători, ci sunt numai niște agenți guvernamentali, să ajungă să judece curțile constituționale, să judece națiunile, să creeze drept? Cine sunt oamenii ăștia? Studiind foarte puțin, îmi dau seama că este vorba despre rețelele Soros, care i-au infiltrat încetul cu încetul în mediile eligibile și au ajuns în Curtea de Justiție Europeană, unde pur și simplu distrug statele. Eu cred că dumneavoastră aveți posibilitatea să recuzați acești judecători. Aveți această posibilitate ca guvernele dumneavoastră, ca o primă acțiune concretă, nu or să plece. Pentru că ei, de fapt, au trădat țările noastre. N-am văzut niciun judecător din România, din Germania. Iată, în Germania, Curtea Constituțională s-a pronunțat împotriva Curții de Justiție Europene. În Spania, Curtea Constituțională s-a pronunțat împotriva supremației dreptului european. Dar reprezentantul Spaniei, dar reprezentantul Germaniei, reprezentantul Olandei, reprezentantul Belgiei, reprezentantul Italiei din Curtea de Justiție Europeană, ce au făcut? Cine sunt oamenii ăștia? Oamenii ăștia ne-au trădat națiunile. Oamenii ăștia lucrează împotriva națiunilor noastre și împotriva statelor noastre. Ei trebuie pur și simplu recuzați în mod oficial de guverne și acolo unde guvernele nu fac, partidele noastre să ceară recuzarea lor, pentru că trebuie să le punem sub semnul întrebării instituțiile. Și dacă putem să le blocăm instituțiile. Altă idee. Blocaj la nivelul Consiliului European. La nivelul Consiliului European și oriunde se poate, trebuie, în opinia mea, exercitat dreptul de veto în mod programatic, sistematic. Nu mai avem timp. Pur și simplu ne dispar națiunile, ne dispar popoarele, statele. Este o bătaie pe viață și pe moarte. Fiecare zi care trece este în favoarea lor. Aș vrea să propun o altă procedură, plângeri penale. În 2019 am redactat o plângere penală împotriva lui Timmermans, care a făcut, cum să spun, ocolul întregii Europe, a ajuns la Bruxelles. Imediat purtătorul de cuvânt al lui Timmermans a ieșit să spună că are imunitate. Și ce dacă are imunitate? O plângere penală pentru infracțiuni făcute împotriva României în acțiunile lui oficiale. Desigur că la 2-3 săptămâni procurorii ne-au chemat și au zis, domnule, nici chiar așa, ce facem? Și am spus, vreau să fie un precedent. Și a fost un precedent. Oamenii ăștia care, acești comisari, domnul Orban, domnul Morawiecki, acești comisari, cine sunt ei? Pentru că ei sunt în afara tratatelor. Ei nu exercită atribuțiile din tratate. Lucrurile astea se știu. Toată lumea este de acord cu lucrul ăsta. Cu ce puteri fac ei ceea ce fac? Cu ce puteri vine un reprezentant al Partidului Popular European să spună vrem să dărâmăm guvernul din Polonia? Comisarii pe justiție vin la dumneavoastră în Ungaria și în Polonia și vă dau ordine. Cu ce puteri? Eu cred că toate aceste activități ale comisarilor europeni intră în zona ilicitului penal. Ei pun în pericol securitatea națională a statelor noastre. Instigă, și mai mult decât atât, de a instiga, pur și simplu ne destructurează statele și națiunile, care este atribuția pe care o exercită ei. Ei nu răspund în fața nimănui. N-au niciun fel de formă de responsabilitate.